fii atentă. Pe mine ce mă interesează, te văd prima dată cu domnul, cu domnul. Bă, pe afară în oraș aveți serie dese în oraș? Cum? Ce să avem? Aveți serii dese în oraș? Adică mai ieșiți așa în oraș din când în când? Da, ieșim. Ceea ce este foarte important pentru noi este să petrecem mult timp împreună, pentru că nu mai suntem un cuplu, ci suntem o familie. Și timpul cel mai prețios este cel petrecut cu ei doi, cu fetița și cu soțul meu. Serii în oraș, sincer, nu le mai prefer atât de mult, pentru că în cursul săptămânii trebuie să-mi pregătesc copilul pentru grădi, mami are filmări, studio și alte activități de muncă, să zicem, și seriile de ieșit în oraș sunt puțin mai rare, dar știi cum e, mai răruț că e mai drăguț. Adică când ieșim în oraș chiar mă aranjez, zici că mă duc la nuntă. Ok, pentru că se întâmplă din ce în ce mai rar. Dar cum facem ca ai noștri copii să nu fie răsfățați? Adică, ei cresc cu de toate. Acum să ne înțelegem. E clar că ei cresc cu de toate și bănuiesc că mami nu le ieși niciodată nu. Băi, mami, să știi că mami e monstrulesul în casă. Mami e... Adică? Mami este cel mai rău personaj din casă. Pentru că noi stăm cu soacra, cu socru și ei doi și ceilalți, cealaltă pereche de bunici și sora mea și fratele meu și sora soțului, fratele soțului meu și, mă rog, toată familia de la cap la coadă, că suntem mulți ca să e număr, o alintă. Și atunci trebuie să existe cineva care să zică nu. Și ăla sunt eu. Persoana aia rea, eu sunt. Pentru că eu trebuie să nu-i dau voie la foarte multe dulciuri. Eu trebuie să-i zic soțului, socrului, mamei și așa mai departe. Nu-i mai cumpărați în fiecare zi jucării. Pentru că asta a fost un subiect foarte mare. De fiecare dată când venea socru sau tata la noi sau așa, a, uite ce ți-am luat! Uite ce ți-am luat! Și... Nici n-ai cum altfel. Păi, nu, copilul trebuie să înțeleagă. Există zile de naștere, când suntem de acord să primim cadouri. Există Moș Crăciun, Moș Nicolae, zi de sfânt, Paștele. Sunt destule sărbători, să fim serioși. Adică ce o să se întâmple dacă, Doamne ferește, la un moment dat nu mai avem posibilitate? Știi că copilul se supără. A, ai venit și nu mi-ai mai adus cadou. A? Nu-i corect. Ok. Înțelegi? Deci, ok. Da, tata e cel, adică îmi imaginez că el e capul răutăților între ghilimele. El ăla cu mână, cu dare de mână. Ia zic. Da. Știi că de obicei părinții au o slăbiciune pentru copii, dar slăbiciunea mea mare e pentru nepoți, că n-ai cum. Adică așa se întâmplă lucrul ăsta. Nu pot să zic că înțeleg că n-am nepoți, dar... Eu zic că o să fii și acolo, destul de curând, eu cred că o să fii și acolo. Într-un 20 de ani o să fii cea mai fresh bunică. Ai zis 20 de ani de parcă, da. Mă, imediat trec. Bun, ultima întrebare. Cum e domnul Adrian? Că știu că înainte de Paște au fost niște... Da. Probleme de sănătate acolo. Pentru prima dată în toată istoria vieții mele l-am văzut pe tata internat. Deci eu nu l-am văzut niciodată pe tata internat. Și să ajungi la aproape 50 de ani și să nu fii internat niciodată e dubios. Deci era momentul cumva, slavă Domnului, Doamne ajută, n-a fost nimic grav. A fost o mică problemă de sănătate peste care a trecut foarte ușor. A stat internat câteva zile, sincer cred că avea și nevoie de o pauză, să muncești o viață întreagă și să nu iei pauză niciodată, chiar e dubios. Exact, nopți pierdute. După ce a ieșit din spital a și plecat într-o mini-vacanță cu mama și cu fratele meu. Și așa că acum este gata cu forțe proaspete pentru vară când începe nebunia. Îți mulțumim foarte mult, eu spup și mâna la figurat. Te lăsăm să ai o seară extraordinară. Mersi mulțumesc, mult! Să rămână!